Bună dimineața! Vă invit la biscuiți și la cafea. O să facem acest biscuit. Simpli. Aluatul eu am făcut aseară și l-am lăsat în frigider. Este făcut cu un ou, 125 de grame de zahăr, 125 de grame de unt, un praf de sare, 8 grame de praf de copt și de tare. L-am dat ștergă ca să dimineața și-l lăsăm puțin la temperatura camerei și facem biscuiți. O să avem nevoie de ciocolată. Ciocolată pune după gust. Și de forme. Ia uitați. Forme pentru biscuiți și puțină făină ca să mă dăm formele să nu se lipească. Să facem biscuiți și după aceea plecăm la mare. Așteptăm să mai intre cineva și apoi o să începem să facem biscuiții. Eu îmi beau cafeuța. Bună dimineața și o cafea bună pentru toată lumea. Asta mi-a făcut un moț. Biscuiți buni. Ia uitați. Cu ciocolată. În formă de inimioară. Ia uitați. Sau pătrățele. Sunt calzi încă. Abia i-am scos din cuptor. Acum o să facem pe ceilalți. Cafea cu lapte. Eu nu pun zahăr. Pun puțin lapte în loc de zahăr. Și este bună. Să începem. Avem formele. O să le punem aici în față, ca să le vedem. Bună dimineața! Facem biscuiți. Biscuiți cu ciocolată. Avem aluatul făcut aseară. Ciocolata, care am tăiat-o bucățele și o să adaug puțin în aluat. Și formele. Și ne trebuie și puțină făină ca să nu se lipească și să dăm formele prin făină. Aluatul este făcut cu un ou, 125 de grame de zahăr, 125 de grame de unt, un praf de sare, 8 grame de praf de copt și făină cât cuprinde, ca să iasă un aluat. Uitați, cam așa arată consistența. Îl frământați în momentul când adăugați făina, până nu se mai lipește aluatul de mâini. Am să adaug puțină ciocolată. Am duce în aluat și am să-l amestec. Și apoi am să-l întind. Și o să tăiem cu formele noastre. Odată ce am adăugat ciocolata, întindem. O să dau deoparte ciocolata rămasă. să ne ajutăm cu puțină făină ca să întindem aluatul. Bună dimineața! Am să pun puțină făină pe blatul de lucru. Și o să întindem. Și acum o să ne ajutăm cu forme. Eu am folosit acestea. Uitați. Forme care vă plac. Aceasta este o floricică. Și le dăm mai întâi prin făină. Apoi tăiem. Uitați. Și punem puțină ciocolată deasupra. Aici am puțină ciocolată pe care am tăiat. Și adăugăm și deasupra câteva bucățele. Am pregătit o tavă cu hârtie de copt. Dacă aveți o tavă mai mare, puneți în tavă mai mare, depinde de cuptorul fiecăruia. Și le punem pe tava noastră, una câte una. O să mă ajut cu cuțitul ca să le iau. Ia uitați. Și o să punem pe tavă, unul câte unul. Acum o să facem un pătrățel. Îl dăm prin făină ca să nu se lipească. Și tăiem. Și în locul gol care se vede aici, eu am să pun ciocolată. Ia uitați. Eu în locul de aici, ca să iasă cam așa. Cu ciocolată și apăs. Apăs. Aici cu degetul facem o mică presiune ca să iasă biscuitul, ia uitați. Și îl punem în tavă, în tava noastră alături, aici. Acum să tăiem și rotund. Tot la fel, dăm forma prin puțină făină, ca să nu se lipească. Apoi tăiem. Vedeți că și acesta are locuri libere. În aceste locuri libere eu am să pun puțină ciocolată și o să arate cam așa. Iau ciocolată și adaug aici deasupra și împingem puțin ca să se lipească de aluat. Ia uitați. Și acum cu degetul împing și biscuitul a ieșit, să vedem dacă nu s-a lipit pe această parte. Ia uitați. Și punem în tavă. Apoi o să-i dăm la cuptor. Să facem și o floricică. Și tot la fel. Dăm prin făină. O să tăiem. Aceasta o tăiem puțin mai subțirică. O să tăiem. Și în interior o să adăugăm ciocolată. Ia uitați așa. Și cu degetul presăm puțin ca să se lipească bine, să nu cadă. Ia uitați. Și acum o scoatem. O floricică. O punem în tavă. Uitați. Am să mă așez. Și începem. Dăm prin făină Acum o scuturăm și apoi tăiem. Tăiem, punem puțină ciocolată în locurile libere. Ciocolată puneți după gust, cum vă place. Puteți pune și alune, și nuci, și fistic. Acum apăs. Vedeți cum am pus? Acum apăs ca să-mi iasă forma. Ia uitați. Și punem în tavă. O să pun aici unde am cele pătrate. Ia uitați. Astăzi facem biscuiți și apoi plecăm la mare. Am să vă duc și la mare astăzi. Am dat forma prin băină. Acum apăsăm. În locul liber care este aici, eu am să pun puțină ciocolată și am să apăs ca să se lipească, să intre, să nu cadă. Ia uitați. Punem 2-3 bucățele. Așa. Și acum cu degetul apăsăm ca să scoatem din formă. Biscuiți, biscuiți bun. Și punem aici alături. Ia uitați. Biscuiții. Facem și floricică și tot la fel dăm puțin prin făină. Tăiem. Punem ciocolata în interior. Apăsăm puțin. Apăsăm ca să se lipească. Ia uitați. Am pus ciocolată și acum scoatem din formă. Cu degetul încet. Ia uitați. Și o să punem în tavă aici alături. Și o să iasă așa biscuiții. Ia uitați ce frumoși sunt. Îi dăm la cuptor la 170-75 de grade, circa 15 minute, nu mai mult. Să facem și inimioară. La fel, forma o dăm prin făină. O dăm prin făină și apoi tăiem. Am să mai întind puțin aluatul. Dăm prin făină și tăiem. Și am să pun tot la fel ciocolată, bucățele de ciocolată deasupra, una câte una. Dacă nu vreți să vă jucați, cum fac eu, tăiați pur și simplu. Ciocolata este și în interior. Am să iau inimioara, mă ajut cu cuțitașul și o să așez aici, alături, unde este inimioara noastră. Ia uitați. Apoi o să le dăm la cuptor. O să facem încă un pătrățel. Tot la fel, o să dăm prin făină. Aici a rămas o bucățică de aluat, o să-l scoatem. Apoi nu o să ne iasă din formă. Dăm bine prin făină. Batem ca să eliminăm surplusul. Și apoi tăiem. Tăiem. Și în locul liber, eu am aceste forme cu loc liber, o să pun bucățele de ciocolată. Iau ciocolata și adăugăm bucățele și împingem. Împingem cu mâna, cu degetul. Apoi le dăm la cuptor. Ia uitați. Am pus ciocolata, acum împing cu degetul și ciocolata și a ieșit din formă. Și punem aici alături. Ia uitați. O să mai facem încă una rotundă, tot la fel o să dăm prin făină. În locul liber eu pun ciocolata. Vedeți că această formă este toată liberă. După ce tăiem, umplem cu ciocolată. Aceasta este opțional deasupra, pentru că ciocolata este și în aluat. Punem ciocolată. Sunt foarte, foarte buni, foarte simpli și se fac foarte ușor. Aluatul pregătit seara. Am pus ciocolată în locul liber și acum apăsăm cu degetul ca să iasă. Încet, ia, uitați. Și am să pun aici alături. Îmi intră câte 3 forme de biscuiți în această tavă. Este micuță. Puteți pune și tavă mai din tot. Să facem și o floricică. La fel, eu am să dau puțin prin făină. Apoi am să tai. Și în interior, ia uitați, mi-a ieșit, mi-a ieșit. Atunci am așa deasupra. Punem ciocolată. Este foarte, foarte cald. Pe aștept să ajungă mare. Mă răcoresc. Cu cuțitașul ne ajută să scoatem forma de pe fund. Tragem aici. Mai facem cu inimioară, dăm la cuptor, strângem din nou. Mergem puțin în făină și întindem. O să facem o inimioară. Punem bucățe de ciocolată. Ne ajutăm cu cuțitașul ca să luăm de pe fund. Uitați. O să punem aici. Acum le dăm la cuptor și 170 grade, circa 10-15 minute ne uităm după să curățim aici. Intră și rămâne aluat. Să dăm bine prin făină forma. Ia uitați. Tăiem. În locul liber aici am să pun ciocolată, bucățele. Și apăsăm ca să se lipească. Și tot la fel, în locul liber o să punem ciocolată. ca să se lipească. O să fac ciurica și o să le pun și pe acestea la cuptor. În locul liber, aici în interior, o să punem ciocolată. O să iem și o inimioară. Și tot la fel o să punem bucățele de ciocolată și o să apăsăm puțin ca să se lipească, să intre în aluat. Aluatul are și în interior ciocolată. Puteți pune și alune, și nuci, și fistic. Ia uitați. Ia uitați. Acum apăsăm și le scoatem din formă. Le punem aici. Apăsăm și scoatem din formă. Încet, ia uitați. Aceasta este tura a doua. Ia uitați. Scoatem din formă. Zece-15 minute maxim la cuptor. Întindem aluatul. Și facem din nou forme. Dăm prin făină. Apăsăm. Tot la fel dăm prin făină. Dacă vă rămâne surplus de aluat, îl dați deoparte. Uitați, dăm prin făină. Apăsăm. În loc liber de la formă o să punem ciocolată și apăsăm ca să se lipească. Facem floricică și tot la fel, în locul liber, în interior o să punem ciocolată și apăsăm cu degetul ca să se lipească. Tăiem și o inimioară. Puteți face ce forme doriți. Eu astăzi fac doar inimioare, aceste 4 forme. Tăiem. Și punem tot la fel ciocolată în interior. Acesta este tura a doua. Inimioară. Să scoatem și floricica. Ia uitați, am pus ciocolată cu degetul. Apăsăm și iese. Punem aici și așteptăm să se facă prima tavă cu biscuiți. Aici tot la fel apăsăm, biscuitul a ieșit, îl punem aici alături, aici este al treilea, al patrulea, ia uitați, scoatem și punem aici alături. Mai facem o floricică. Tot la fel o să punem ciocolată peste. Apăsăm cu degetul ca să se lipească și apoi scoatem. Strângem aluatul și facem restul de biscuiți. Noi terminăm. Aceștia sunt biscuiții mei. Ia uitați-i. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult că ați fost alături de mine în această dimineață și ați băut cafeaua cu mine și mi-ați fost alături. O să intrăm și după amiază să facem o altă rețetă. Sper să fiți alături de mine, să vedeți ce preparate bune fac. Vă doresc multă, multă sănătate, weekend plăcut, o sâmbătă frumoasă și binecuvântată. Vă pup pe toți și vă mulțumesc că mi-ați fost alături în această dimineață și nu m-ați lăsat singurică. La revedere și multă sănătate. Vă pup pe toți, o zi frumoasă tuturor. La revedere!